joc la adesea un instrument democratic fundamental într-o societate, care este moțiunea de cenzură și care dă posibilitatea Parlamentului să cenzureze activitatea guvernului. Nu poți să te joci cu moțiunile de cenzură, să bagi moțiune de cenzură când vrei, când ți se năzare, fără niciun fel de regulă. Dacă vor să fie în cadrul constituțional, e o sesiune nouă, pot să depun o moțiune de cenzură, asta este. După cum ați văzut, a fost o strategie de a nu se face cuvorum, de a se da un vot pe moțiune. Cine a pus această strategie la cale? Eu v-am spus că dacă se va da vot pe moțiune, vom avea 250 de voturi. Astăzi nu s-a dat un vot pe moțiune. Au fost restricții. A Partidului Național Liberal, e evident. În acest moment, Partidul Social Democrat nu are 233 de voturi. Am încercat să creăm o majoritate. Nu s-a făcut quorumul, deci nu am avut loc, eu vă spun, că nu s-a votat moțiunea de cenzură. Se supune Consiliului Național Politic excluderea tuturor celor 5, ar zice cineva și de la ALDE, de la ProRomania. A venit cu precizări din nou pe pagina ei de socializare. Cred că cel mai bine să venim cu precizări în interiorul partidului. Bine v-am găsit, suntem la dosar de politician, o zi rușinoasă pentru Partidul Social Democrat, o spun chiar membrii importanța ai partidului, cum este Șerban Nicolae, liderul senatorilor PSD. PSD este în genunchi și vă reamintesc că acum aproape 4 ani de zile, Partidul Social Democrat câștiga alegerile parlamentare cu aproape 50%, și au început guvernarea în 2017 cu peste 65% în Parlament, majoritate puternică în epoca lui Liviu Dragnea. PSD este îngenunchiat, nici măcar n-au reușit să adune voturile suficiente pentru quorum ca să poată supune la vot moțiunea de cenzură pe care Marcel Ciolacu a forțat-o și a inițiat-o în această zi. O zi rușinoasă, Ciolacu este președintele PSD proaspăt ales, contestatarii lui Ciolacu încep să iasă încet, încet la lumină. PNL-ul primește o gură de oxigen în debutul campaniei electorale pentru alegerile locale și așadar, așa s-a scris această zi politică, cu un PSD îngenunchiat. Apar și sondaje de opinie, PSD este cotat undeva la 20% sub scorul de la europarlamentare din epoca jupânului Liviu Dragnea. Discutăm despre alegerile locale în această seară. Am un invitat special, l-așteptăm de ceva vreme, aici la dosar de politician, pe fostul ministru de finanțe și fost președinte executiv al Partidului Social Democrat, Eugen Teodorovici. Bună seara! Bună seara! Nu v-am văzut de mult, de pe vremea în care ocupați complicata funcție de ministru al finanțelor. Și vreau să vă mulțumesc pe această cale pentru invitația de a participa astăzi. Lumea poate știe că nu prea am acces în presa liberă din România, să spunem. Poate o fi, nu știu... Nu vă supărați că există o compensație. Când erați ministru de finanțe, toată lumea vă găzduia și erați o persoană foarte mediatizată. Sunt convins că și astăzi ar dori să fac acest lucru, dar din păcate, acum nu vreau să fac un proces de... Da. Nu știu, și cuiva dintre... Dar repet, apreciez și vă mulțumesc. La o televiziune care v-a criticat cu asupra de măsură chiar și aici. Daniel Fenechiu, liderul senatorilor PNL, bună seara, mulțumesc bună seara. Pentru prezență, domnule Fenechiu. Victor Ponta, fostul prim-ministru al PSD, se va alătura dezbatere pentru a comenta ce s-a întâmplat în această zi. Victor Ponta a anunțat încă de ieri, de la amiază, că această moțiune va eșua. Domnule Teodorovici, la un moment dat nu v-am văzut pe lista de prezență, după care am înțeles că ați apărut în sala de plen. Da, eram în Parlament cu altul de alți colegi și urmăream desfășurarea discuției de astăzi din Camera Deputaților și am fost în prezent, am confirmat prezența și mai ales am fost, cred că, primul din PSD care a cerut această moțiune de cenzură. Dar dacă îmi permiteți, aș face o mică corecție. Nu ați semnat-o, de fapt. Nu am semnat un tabel gol. Nu pot să semnez ca parlamentar un tabel gol care nu are în față un text ca să vezi ce ți-a... Eu știu să citesc, să-mi asum ceea ce citesc și dacă semnez, mi-aș și asum acest lucru. Dar ați vorbit de colegul meu de Șeban Nicolae, liderul senatorilor, ca să fim corecți, este Radu Preda, colegul nostru din fostul din senat. Domnul Șeban Nicolae, îl invit pe această cale, dacă îmi permiteți. Radu Preda cine este? Păi este liderul de grup la senat. Dar Șerban Nicolae, foarte bine să fie liderul nostru, pentru că noi l-am votat pe Șerban Nicolae cu 37 de voturi din grupul PSD de la Senat să fie președintele Senatului.
de Șerban Nicolae să meargă la concertul ăla partidului, să ceară validarea, cum spune statutul, și să fie, eu îmi doresc foarte mult acest lucru, să fie, să devină președintele Senatului, pentru că noi senatorii l-am votat pe dânsul să fie în această înaltă funcție. Deci a fost o zi rușinoasă, domnule Teodorovici? Trebuie să admit că ce spuneți este adevărat, pentru că vă dați seama că eu n-am, ce am eu cu Marcel Ciolacu, să spunem, nu trebuie să te ducă dincolo de acest, zic așa, discuție între noi doi. Din păcate, astăzi eu mă așteptam și îmi doream foarte mult ca moțiunea să treacă. Uitați-vă că n-a fost nici măcar vorum și auzisem o declarație foarte sigură că vor fi cel puțin 250 de voturi la această moțiune. Păi n-au fost nici măcar... De câte semnături au fost? 200, dacă nu mă înșel, 205. 205 voturi ale colegilor păi de la PSD. Păi nici măcar pe semnătură nu erau numărul suficient de voturi. Repet, aici domnul Ciolacu trebuie să explice, nu mie, să explice colegilor din partid, care este motivul pentru care astăzi, din păcate, moțiunea n-a putut nici măcar fi discutată și votată în Parlament. Păi nu, dincolo de domnul Ciolacu, dânsul nu a dorit să intervină în această seară, sunteți dumneavoastră, sunteți simplu senator de Tulcea, nu mai aveți funcție de conducere, dați-ne dumneavoastră o explicație, pentru că ați condus partidul, ați fost președinte executiv. Simplu cu senator nu prea se pupă, sunt, cred că, senator nimeni, totuși. A fi senator înseamnă un lucru foarte mare și cu atât mai mult ați de Tulcea. Ați fost președintele executiv al partidului. E adevărat, pentru foarte scurtă perioadă. De la care probabil că de la mine așteptau foarte mulți o schimbare, o reformă în cadrul partidului. Și se știe foarte clar că nu am avut nici măcar atribuții delegate. Deci, dumneavoastră, ce explicație aveți pentru rușinea de astăzi? Explicația mea de astăzi este probabil că această moțiune nu s-a dorit a fi trecută, să spunem. Este mai simplu de explicat în acest fel. Adică, dați-mi un argument. Când spui că ai 250 de voturi, adică sigur moțiunea va trece, când ți-alegi un moment puțin, e adevărat, puțin cam neclar, ce în august și nu în iulie, că tot pandemia a fost și în iulie, este și în august. Și mai mult, ești sigur pe faptul că va trece, mai ales în ajunge alegeri locale, mai ales cu un guvern care, din păcate, aici probabil colegul meu să mă contrazică, ne practic oferă pe tavă, să spunem, politic vorbind, fel de fel de argumente în a contesta actuala guvernare și tu nu poți nici măcar să faci un vorum pentru că această moțiune să fie votată. Mie mi-arată foarte clar că nu s-a dorit, de fapt, trecerea moțiunii. Domnule Fenechiu, am văzut o fel de comentarii, există din zona USR Plus, prietenii dumneavoastră aparent de alianță politică, viitor partener de guvernare, chiar și de la PMP, de fapt, mai explicit de la PMP, teza asta că este un blat între PSD și PNL, a fost un blat pentru că această moțiune de cenzură să nu treacă, să nu se supună la vot, cum s-a și întâmplat, de fapt. Nu a fost niciun blat... O simplă analiză a modului cum s-a întâmplat prezența la plenul comun explică lucrurile. Dacă vă uitați la prezență, veți observa că prezența de 226 a fost formată din 5 parlamentari independenți, neafiliați, în special de la ALDE și Pro-România din Senat, care n-au grupuri parlamentare. 21 de parlamentari de la Camera de Profesorilor Victor Ponta, diferența până la 226 fiind circa 199 de deputați și senatori de la PSD. Deci, practic, cei care susțin, eu nu i-am văzut, că ar fi umblat, au votat, adică au fost alături de noi pentru neprezența la constituirea cvorumului. Nu au fost prezenți niciunul din parlamentarii minorităților naționale, niciun parlamentar PMP, niciun parlamentar UDMR, niciun parlamentar USR, niciun parlamentar PNL, plus au lipsit și câțiva parlamentari PSD care înțeleg că au fost excluși astăzi, da? Niște îmbolnăviți. Sau urmează să fie excluși. Așa li s-a spus. Bun, eu am înțeles că parte dintre domniile lor sunt bolnavi. Acum haideți să vedem lucrurile cât se poate de firesc. Cred că era firesc ca PMP-ul, care e partener de guvernare al PNL-ului, și USR-ul, care sunt parteneri în mai multe alianțe pentru alegerile locale, să aibă o formă de solidaritate cu guvernul și să nu genereze instabilitate înaintea alegerilor locale. Nici o clipă nu ne-am pus problema ca PMP-ul și USR-ul să voteze. Minoritățile, deputații minorităților, sunt în situația finalului de mandat, da? În care fiecare dintre ei sunt într-un strâns contact cu comunitățile din care provin. În legătură cu UDMR, UDMR a explicat foarte clar care e poziția Uniunii Democrate Maghiare Uniunii Române. Ei au spus, domnule,
Suntem la final de mandat parlamentar. Peste mai puțin de o lună sunt alegeri locale. A dărâma astăzi guvernul, da? Pentru a arunca țara într-o instabilitate, într-un context în care COVID-ul acționează și nu știm cum va reacționa în continuare, da? Pentru a face un guvern care să stea două luni de zile și în două luni de zile să nu facă altceva decât să schimbe ce a pus PNL-ul și să încearcă să începe alte strategii în locul celor începute care merg așa cum merg, da? E o chestiune la care noi nu ne băgăm. UDMR-ul a spus cât se poate de clar. Bună seara, Victor Ponta, mulțumesc pentru intervenție. Deci UDMR-ul a spus... Bună seara, îi salut pe cei doi colegi senatori. Aș vrea să intervin peste domnul Fenechiu, dacă mai avea ceva de spus sau mă întrebați dumneavoastră, sunt la dispoziție. Tocmai încheie, Victore. Deci, văzând aceste lucruri, e cât se poate de evident că toate aceste grupuri parlamentare au avut un interes cât se poate de evident și o explicație foarte justificată pentru motivul pentru că nu aparține la quorum. În ultimă instanță, sarcina asigurării quorumului aparține celui care formulează moțiunea de cenzură. Deci Partidul Social Democrat, în momentul când a înaintat moțiunea de cenzură, trebuia să se asigure că are majoritatea necesară. Nu poate Partidul Social Democrat să depună moțiunea și spune, domnule, în Senatul noi doar 205. Ca să fie succesul nostru dacă trece, nu-l luăm nici pe Ponta, nu-l luăm pe nimeni altcineva, dacă va trece, e doar succesul nostru, da? Și după aia să se ducă la USR să spună, băi, și voi ați ridicat guvernul, haideți să o votați, la PMP să le spună exact același lucru și la UDMR. Pentru că este una să critici guvernul, să fii nemulțumit de anumite măsuri ale guvernului și alta să trântești guvernul în pragul alegerilor locale și la final de mandat. Scurt aici, dacă îmi permiteți o foarte scurtă, e povestea asta cu instabilitate. Nu, așa ceva nu există. Ești politician, ți-asumi o guvernare, ți-asumi că ești responsabil. Vii la guvernare, în două luni de zile poți face foarte multe. Cine a guvernat în această țară știe că se pot face foarte multe lucruri în două luni de zile. Deci nu înseamnă că asta în cazul în care președintele României ar fi fost de acord cu propunerea pe care majoritatea o face pentru premierul și pentru guvernul țării. Este ciudat că până acum o lună de zile, domnule Victor Ponta, PSD dădea de înțeles și chiar anumite voturi a avut majoritate în Parlament. Mi-aduc aminte de respingerea ordonanței pe dublarea locațiilor. Ce s-a întâmplat cu domnul Ciolacu? A fost sabotat sau s-a autosabotat domnul Ciolacu? Asta cred că trebuie să-l întrebați pe domnul Ciolacu. Eu pot să vă spun părerea mea după ziua de azi. Am trecut multe moțiuni prin Parlament, inclusiv moțiunea istorică din 2012 împotriva guvernului Ungureanu. Sunt suficient de discut suficient de mult cu toată lumea din politică și de ieri v-am anunțat că va rămâne guvernul Orban. Nu m-am înșelat și îmi pare rău că nu m-am înșelat. M-aș fi bucurat să treacă moțiunea, dar mi-era foarte clar că nu se va întâmpla lucrul ăsta. Pe de o parte, sunt foarte bucuros de faptul că la Pro-România am demonstrat un lucru pe care niciun alt partid nu l-a demonstrat. 24 de parlamentari, toți 24 am fost în sală, nu a lipsit absolut niciunul, toți 24 eram dispus să votăm. Sunt foarte dezamăgit de conducerea PSD, care în loc să se ocupe să discute cu UDMR-ul, cu minoritățile, cu neafiliații, nu trebuia să-l convingă pe domnul Fenechiu sau pe cei de la USR, care au spus foarte clar că nu sunt de acord cu moțiunea. Vorba domnului Fenechiu, nu faci tu moțiunea ca să venim noi să facem quorum. Dar este exact același parlament cu aceiași oameni care în urmă cu 6 luni, când a fost moțiunea trecută în februarie, a votat 260 de voturi au fost pentru moțiune. Da, zdrobitor votul de atunci. Bun, deci nu s-a schimbat nimic de atunci. Sunt aceiași oameni, sunt aceiași parlamentari. Și eu mă așteptam că și atunci conducerea PSD era aceeași, doar că era interimară, nu era domnul Todorovici în februarie. Șefii erau tot cei actuali. Deci ei s-au ocupat de 3 zile doar să vă mintă pe dumneavoastră, pe jurnaliști, că nu vin cei de la Pro-România, că nu știu ce se întâmplă, că au voturi. Și astăzi s-au făcut de râs și vreau să constat cu durere în suflet că PSD-ul se mobilizează doar când e vorba de o moțiune să-și dea jos propriul guvern. Când e vorba să dea jos guvernul PNL, nu se mai mobilizează, se îmbolnăvesc. Acum, da, știe domnul Grindeanu. Da, domnul Grindeanu, nou șef, al doilea om în partid, da, știe foarte bine. Da, când au trebuit să-l dea jos pe Grindeanu, s-au mobilizat foarte bine. Nu a fost nicio problemă la vot. Când e vorba să-l dea jos pe Orban, se îmbolnăvesc. Dar dincolo de asta, și am fost foarte supărat azi, că e pur și simplu asta am întrebat. În loc să vă ocupați să vorbiți cu minorități, cu UDMR, cu neafiliați, voi cheltuiți
bani pe la televiziuni și pe la, ca să spuneți cum nu vine pro-România, uite, suntem 24, aici am fost toți, n-a lipsit niciunul. Ceea ce din punctul meu de vedere arată o lipsă totală de seriozitate și de strategie. Care sunt concluziile proaste de azi? Nu există opoziție. Noi pro-România suntem singuri în opoziție, dar suntem puțini. Puterea e slabă, pentru că dacă au putere cu adevărat în Parlament, veneau și băteau la vot. Chestia asta cu lipsa cvorumului e o stratagemă, nu e o semn de forță, deci înseamnă că și de acum încolo vor trebui guvernul PNL, și știu cât de greu este, vor trebui să negocieze orice chestie, oricât de mică, și cu UDMR-ul, cu Ionopot Chivanoc PSD, și cu PMP-ul, și domnul Băsescu știe să ia toate pieile de pe cineva când negociază, și cu UTR-ul, și cu minoritățile, și cu neafiliații, și cu partidul, nu mai știu ce partid, Partidul Republican, parcă. Domnule Ponta, stați puțin. O mică paranteză. Se bat cap în cap anumite afirmații. Deci nu există o opoziție, guvernarea este slabă. Atunci cine e puternic, de fapt? Cine e puternic? Cine trage sforile în țara asta? Păi nu, puterea are domnul Iohannis. Dar okay, domnul Iohannis. Neputând să aibă și un guvern puternic, care să ia măsuri în această perioadă de criză, avem un dezastru și pe zona de sănătate, și pe zona de sistemul educațional, și pe zona economiei. Și aici aș vrea să profitați, chiar dacă domnul Fenechiu e jurist, să profitați de Teodorovici, pentru că am trecut împreună 2012 o perioadă de criză. Cea de acum e mult, mult mai gravă decât cea de atunci. Criză economică pe care încă nu o simțim, dar pe care o vom simți. Și din punctul ăsta de vedere, eu nu mă aștept la nimic bun care să urmeze, mă aștept la lucruri rele. Iar de la liderii PSD, o mai spun o dată cu mare durere în suflet, dacă tratează atât de neserios tot ce fac de acum încolo, și PNL-ul va greși pentru că doarme liniștit, știe că PSD-ul nu există. Vă dau un singur exemplu și vă să închei. Am discutat cu domnul Ciolacu și cu domnul Tăriceanu și am spus, domnule, dacă tot facem moțiune luni și are și șansă să treacă, cred că e corect să ne întâlnim înainte, să anunțăm ce propunem în schimb, nu doar că îl dăm jos pe Ludovic Orban. Serios este să spui, îl punem pe Ionescu, prim-ministru, cu următoarele propuneri. Păi, l-a anunțat domnul Ciolacu pe domnul Badea, sau cum? Leonard Badea. Leo Badea, fostul adjutanta lui Dragnea, a pus președinte pe la ASF. Ce vreau să vă spun? Dom'le, n-am mai avut nicio discuție de genul ăsta. Nu ne-am mai întâlnit. Deci, ca să înțelegeți cât de... Am citit și eu în presă că o să fie domnul Badea, dar totuși avem 24 de parlamentari foarte serioși, care azi au fost toți în plen. Eu ce trebuie să le spun? Azi v-ați uitat, ați citit în presă că o să fie unul Badea. Mie asta mi-a arătat foarte clar că azi nu trebuia să cadă niciun guvern Orban, și ăsta e un semnal pentru, nu doar pentru clasa politică, și pentru oameni. Bun, și care e dedesubtul, domnule Ponta? A făcut Marcel Ciolacu blat cu liberalii, cu președintele Iohannis? Care e de fapt explicația ce s-a întâmplat astăzi? Din punctul meu de vedere, s-au reîntors total la prostiile și la indivizii din epoca lui Dragnea și a lui Dăncilă. Vă reamintesc, chiar dacă se supără prietenul meu, Eugen Teodorovici, că Dăncilă anul trecut, pe vremea asta, era foarte preocupată să se lupte cu pro-România. Până a pierdut și guvernul și partidul și tot. Văd că s-a întors, îl credeam mult mai deștept, pe Marcel Ciolacu, dar văd că s-a întors la aceiași oameni și la aceleași metode. Bătălia adevărată și corectă, cu, să nu se supere domnul Fenechiu, este între PNL, dreapta aflată la putere, și noi cei de stânga în opoziție. Dar dacă PSD-ul e preocupat să lupte cu pro-România, să nu se mai plângă că atunci de conduce PNL-ul. Domnule Teodorovici. Da, ce a spus fostul meu șef în guvern, domnul Ponta. Poate și viitor șef, mergeți la pro-România, cine știe. Nu, la pro-România nu sunt șefi. Aici dar ce e sunt? Democrație. Este conclav la pro-România. Dincolo de asta, eu spun așa. Suntem luptători de gherilă cu guvernul PNL. Da. Eu spun așa că pentru ca PSD... Ajungeți la Che Guevara, vă întoarceți în tinerețe. Pentru ca PSD, pro-România și ceilalți colegi din opoziție să demonstreze că a fost doar o, nu știu, o scăpare ziua de astăzi,
Mâine, când pensionarii vor vedea pe fluturași că pensia nu se dă așa cum legea spune, părerea mea că trebuie să depusă imediat o nouă moțiune de cenzură. Deci vă faceți de rușine a doua oară? Eu spun cum aș face eu. Aș discuta cu fiecare coleg din Parlamentul României. PSD, Pro-România, cum spune Victor foarte bine, și ceilalți colegi care mai sunt în opoziție în Parlament. Să fiu sigur că se semnează și se votează. Pentru că, din păcate, acest glonț tras astăzi în aer, o să... Care este efectul, de fapt? Moțiunea, probabil că, dacă nu se face cum în felul în care spun eu, adică foarte temeinic discutată și trecută, votată, practic, efectele care sunt? Guvernul Orban rămâne, alocații, pensii, investiții, probabil, sunt puse în pericol. Stați puțin, dar cu pensiile, ce se întâmplă cu pensiile? Păi nu se de mai mâine, plătesc? Mâine e 1 septembrie, legea spune clar că se majorează cu 40%. Nu, nu, dați un pic. Se dă pensia mai mică decât prevede legea astăzi. Păi nu, se dau cu 14% în plus. Ce? A, vedem partea plină a paharului. Păi dacă legea spune că te să mărești cu 40% punct de pensie, așa o faci. Legea a fost modificată printr-o ordonanță, sigur, printr-o ordonanță de urgență, cea privind rectificarea bugetară, și majorarea aplicată este o majorare de 14%. Iar pensionarii vor putea constata în cursul lunii septembrie că vor primi o pensie mai mare, cei care au pensia minimă de 700 de lei vor primi 800, la fiecare pentru punctul de pensie majorare de 200. În Parlament. Care? Domnule Teodorovici, dumneavoastră, dacă ați fi acum în momentul ăsta ministru de finanțe, ați majora pensiile în România cu 40%? Domnul Mănăstire, eu am semnat legea aceasta. Nu v-ați uitat cum sunt casele bugetare? Nu, eu vă spun sigur că se poate. Se poate? De unde? Dacă aș fi astăzi ministru de finanțe, dacă sunt minus 20% în casele raportate, poate e și mai mare gaura. Vă spune domnul Ponta că nu sunt bani. Domnul Ponta, sunt bani pentru 40%? Dumneavoastră, ascultați și la postul televiziune de cel care se ocupă de partea financiară. Ăla vă spune dacă da sau nu. Da, eu vă spun că argumente. Da. Și vă spun un singur argument. Nu ce legat de ce avem noi interiorul nostru ca și țară. Aveți anul ăsta, avem cu toții, de fapt, în acest an, și anul viitor, culmea, norocul chiorului. Această regulă a deficitului care nu se mai aplică. Cu alte cuvinte, în 2021, când e cel mai mare impact al legii pensiilor pe bugetul de stat și de pensii, noi nu mai avem această obligație să ne conformăm acelui deficit. Deci, cu alte cuvinte, pot să plătesc aceste pensii începând cu 1 septembrie, fără probleme. De unde bani? Vreau să sugerați că trebuie să ne împrumutăm ca țară ca să plătim pensii și salarii. Domnule Ponta, vă rog, interveniți. Colegul dumneavoastră, Teodorovici, zice, din punctul meu de vedere, o enormitate. Eu știu că nu sunteți de acord, pentru că mi-a spus la alte emisiuni că nu e în regulă să împrumutăm bani de la bănci pentru a majora pensii și salarii. Atenție. E corect? Când domnul Teodorovici era ministru de finanțe, guvernul meu, da, am mărit absolut tot. Și pe pensii, adice, salarii, am împrumuturi? Redus. Atenție, am luat cele mai liberale măsuri, că aveți un liberal în studio, apropo de scăderea TVA-ului, a impozitului pe dividende, a CAS-ului, pentru că în acea perioadă și în această perioadă am înțeles un lucru, că metoda 2010, când s-a tăiat, a fost o metodă greșită. Eu cred în acest moment că bani azi de pensii, de salarii, de investiții, nu are nici România, dar nu are nici măcar Germania sau Franța sau Statele Unite. Însă toate aceste țări nu opresc sângele din sistemul de economic și public. Și în acest moment încearcă să relanseze partea economică și asta înseamnă o strategie economică. Vind oricât cu plăcere cu domnul Teodorovici de la PSD și cu cine vrea să vină de la PNL pe zona economică, să explic ceea ce eu văd că se întâmplă în acest moment în America, în Germania, în Franța, în toate țările, și anume se investesc mai departe bani, nu se taie absolut nimic, ci se pun bani ca să repornească mașinăria. În Germania se măresc pensiile cu 40%, domnule Ponta? Nu, pentru că în Germania pensiile sunt deja cu 400% mai mari decât în România. Eu vorbesc de faptul că trebuie să ai o strategie economică. N-am văzut la PNL această strategie, am văzut o chestie de supraviețuire azi, foarte bine. Că supraviețuiesc, e interesul lor. Dar n-am văzut un răspuns clar. Dom'le, uite, noi care vom guverna și în viitor, împreună cu USR-ul, vă dați seama ce va fi acolo, avem următoarele lucruri pe care vrem să le facem economic. În partea de PSD, după ce l-au gonit pe Teodorovici, vă dați seama, dacă se ocupă cu dosie de economie, ca și rezolvat. Domnul Ponta, l-a spus ministrul economiei pe Mihai Tudose. Acum, de ce îl criticați? Așa.
Nu, v-a plăcut ferește, în 2013, l-a spus pe Mihai Tudose, era ministru economiei, era foarte fălos, se plimba prin București, era ministru economiei. Repet, când vorbim de o strategie economică și fiscală, eu am lucrat în acea perioadă și nu să-mi pară niciodată rău, cu Florin Georgescu, cu Daniel Dăianu, cu Liviu Voinea, după aceea Eugen Todorovici, care m-a ajutat foarte mult pe fonduri europene și am ajuns la 90% grad de absorție, acum suntem la 30%. Perfect. Dar problema economică, atâta mai vreau să zic că problema economică poate să fie rezolvată de către un guvern puternic, stabil. Guvernul actual nu e nici puternic, nici stabil, cu o strategie clar prezentată și asumată public. Domnule Ponta, că da, nu au zis niciodată până acum o lună că nu o să dea pensiile sau nu o să dea alocațiile. Mereu au zis, avem banii puși în aici buget. Aveți dreptate. Eu v-am întrebat altceva. Pentru a câștiga pacea socială, merită să ne împrumutăm cu bani noi ca țară, liberali, și să majoreze pensiile cu 40%? Eu v-am întrebat, domnule, împrumutăm. Deci banii nu sunt. Toată lumea știe și dumneavoastră ați spus-o și vă cred. Că nu sunt bani. Și atunci, varianta, atunci când nu ai bani, te împrumuți și plătești pensiile majorate și alocațiile. No, varianta corectă este să faci două lucruri, sau mai bine zis, nu, chiar nu vreau că vreau să vin în studio. Patru lucruri vi le spun în 40 de secunde. În primul rând, da, să împrumut bani și să relansez economia prin producție internă și consum. Asta în e de durată. Păi da, da, începeți eu, că o să fie numai ei la guvernare, așa a zis domnul Rares Bogdan. În al doilea rând, să restructurez total sistemul administrativ, să nu mai avem 41 de județe și de structuri, să ai maxim 15. În al treilea rând, să refaci tot sistemul fiscal, nu mai putem să mai rămânem cu cota unică pentru toată lumea. Și în al patrulea rând, să sprijini un tip de naționalism economic, și anume să sprijini firmele care produc în România și plătesc taxe și impozite și salarii în România, așa cum o fac celelalte țări. Dar pentru asta trebuie o strategie. Azi ați văzut, strategia a fost cât vădim să nu vină la Parlament. Aceste... Strategia PSD a fost să se lupte cu Pro-România, ca să înțelegeți că au rămas cu un neuron. Probabil, această strategie implementată necesită o perioadă de timp ca să dea roade, să dea fructe, păi, ca să poți face rost de bani, să mărești pensiile. E o chestie în timp. Sunteți un jurnalist realist, iar eu sunt un om politic realist. E clar că PNL-ul, cu USR, cu PSD, dacă mă întrebați pe mine, vor rămâne la guvernare cât e domnul Iohannis. Tocmai de-aia ar fi trebuit să înceapă de acum această strategie economică. Nu vorbesc despre ea, ori nu o știu, nu o au, ori nu vor să spună adevărul. În ambele situații o să pățim ca în 2009, când, țineți minte, nu era criză, nu era nicio problemă, până la alegeri. Și a doua zi după alegeri am căzut toți în cap și ne-a durut foarte tare. Da, mulțumesc pentru interes. Domnul Ponta, de față? Da. Se poate, nu stați un pic. Domnul Ponta. Domnul Ponta, a închis, poate vă întâlniți mâine, continuați dezbaterea, dar dați-i replica. Nu replica. Sau adăugați ceva, dacă nu, replica față dumneavoastră, în primul rând. Dumneavoastră sunteți jurnalist, eu sunt economist. Dacă dumneavoastră puneți la îndoială ce vă spune ministrul de finanțe, discuția se duce în derizoriu. Mă întrebați de unde bani? Păi, discuția nu se poartă de unde bani, că nu iei din spate și ai pus banii pe masă. Dar explicați-mi. Păi v-am explicat, bani? V-am spus, dacă doriți, sunt două chestiuni pe care le putem aborda. Una extinsă ca și discuție, ca și substanță. Ce facem cu ce avem la nivel național? Venituri, cheltuieli. Pe de altă parte, repet, e o chestiune care la nivel european funcționează. Numai România nu se dorește a fi înțeleasă. Și azi am avut, să zic așa, plăcerea să discut cu domnul Orban, puțin așa, în fugă. M-ați luat după casa nănașului. Nu, v-am întrebat de unde bani. De unde bani? Asta, de a doua chestiune, vă spuneam așa. Astăzi nu avem și nici la anul regula de deficit. Am înțeles. Pentru asta, ca oricare țară din lumea aceasta. Asta o știu, am priceput-o care... din prima, chiar bun, dacă nu sunt economist. Foarte bine. Deci avem libertate să ne împrumutăm. Să vă împrumutați. Asta în situația în care... subiect și predicat. În situația cu oameni buni. Uitați-vă în cameră. Mă uit unde avem posibilitatea, eu nu pot să ne împrumutăm. Eu nu pot să las pensionar din România, că nu este condamnat să n-aibă față de cel din vest un venit domnul minim cât de cât. Cât de cât. Eu anticipez adică, ceea ce gândiți dumneavoastră, dar vreau să o spuneți cu subiect și predicat. Uitați-vă în cameră că a fost liberal și spuneți așa. Nu pot să... Deficitul În acest an nu contează. Zis, nu mai contează. Luăm
miliarde de euro și majorăm pensiile și alocațiile. Și dai investiții. Știți cât are podul de la Tulcea? Dom'le, până investițiile întorc să vă dau un exemplu. Ca să majorăm pensiile, mai durează. Hai să vă dau un exemplu. Trebuie să se dea mâine, de la 1 septembrie, pensiile cu 40%. Astăzi, investiții din România, astăzi, ceea pe care domnul Ponta cu mine la finanțe, am finanțat-o, podul Tulcea-Brăila, știți cât are finanțat, pus bază în buget? Cât are? Nevoia constructului este de 450 de milioane de lei în acest an, efectiv să cheltuie. A bugetat guvernul Orban suma de 98 de milioane de lei. Unde este diferența? Este un guvern liberal care chipurile susține investițiile. Deci nici măcar pentru cei care sunt în derulare nu asumă finanțare. Atâta bani au alocat pentru pod? Pe asta vă spun. Între o bătaie de joc. Păi este o bătaie de joc. Asta finanțează infrastructura. Deci cel mai mare proiect din România de construcții, al treilea cel mai mare pod din Europa, când va fi el gata în 2023, în condiții în care se lucrează în calendar, acolo se lucrează efectiv la zi, așa cum spune în contract. Și tu nu o finanțezi. Și sunt foarte multe exemple de acest fel. Bun. Deci eu nu spun să nu investesc. Domnule, trebuie să investesc, că mai suntem pe un nenicu. Ei de la bogați și de la săraci. Domnul Teodorovici. Să-ți mare economia. Dar până nu poți să lași pensionarii, sincer, dezvăliște. Domnule ministru, până când acele investiții produc fructe care se duc la bugetul statului ca să se adune pentru a majora pensiile. Asta vă spun. Da? Deficitul, când majorezi pensiile, este un deficit perpetu. Da? Hai să facem o altă întrebare. Plătește astăzi, pe știți care este vreau să-mi spuneți dacă este corect să împrumutăm acum bani, să majorăm pensiile și alocațiile. Este corect ca un ministru de finanțe inventiv și asumat și ferm în ceea ce face să spună foarte clar, cum spunea PNL-ul înainte să vină la guvernare, tăiem cheltuielile nejustificate. Și sunt, din păcate, slavă Domnului, foarte multe, sunt miliarde. Reformă, sunt miliarde, nu, pensii speciale. Deci, l-am ascultat cu mare atenție. Pensii speciale ce? Sunt peste un miliard de lei pe an. L-am ascultat. Dacă ele s-ar duce la nivelul la care Senatul l-a aprobat. Puncte în Parlament. Nu am pus puncte. Am avut o lege în Senat. Scuze, și termin imediat. Legea pe pensii speciale pe care Senatul împreună am votat-o. La Camera Deputaților s-a făcut într-o formă încât să fie respinsă de Curtea Constituțională. De ce? Pentru că s-a pus nivel de 85% și tăiere din vehicul. Cine a gândit-o asta? La Camera Deputaților? Domnul. Nu știu cine. Eu vă spun ce am făcut eu la PSD-ul, Senat. PSD-ul, colegii dumneavoastră. Toți colegii senatori au votat această lege. De ce la Camera Deputaților? Și am ascultat cu mare atenție, am și eu două teme și v-aș ruga să mă lăsați să le dezvolt. Dar să sunteți economist. Prima din ele, nu, dar... Cum a zis domnul Teodorovici, nici eu nu sunt economist, dar principiul rămâne valabil. Eu nu sunt economist, dar am o firmă de avocatură care de 24 de ani plătește taxe. Plătim niște oameni, da, ne asigurăm să... Da, toți să știți că asta nu e asigurat. Asta e o poveste. Domnul nu ai firmă, nu știi. E o poveste? Plătiți că eu v-am asigurat că niște finanțe să produceți asta de economie. Puțin, dumneavoastră îmi spuneți mie că e o poveste să ai o firmă care să aibă actate continuă, să plătești salarii și taxe, să nu vii la mine la guvernul să-ți dea. Domnul Ferichiu, să induceți ideea că dacă n-ai lucrat la privat, domnule, nu le știi. Domnule, că niște finanțe... Eu nu am spus asta, nu. Eu am spus nici vorbă. Eu am spus altceva. Am spus că vorbesc din perspectiva unui om care are niște noțiuni de antreprenoriat. Nu a fost ministru de extern, de intern, de finanțe. Dar eu vin aici și îl aduc pe domnul Adrian Năstase. Cred că nu trebuie să-l prezint. Da? Domnul Adrian Năstase a fost un prim-ministru pe care PSD-ul a fost și mai bun prim-ministru pe care l-a avut România până în momentul de față. Până la viitor. Spun PSD. Și nu, și așa spun PSD-iști. Și domnul Năstase vine și ne spune așa. Nu pot, îmi pare rău că îi dezamăgesc pe PSD și pe foarte mulți, nu pot să ofer o creștere de 40% pentru un an, pentru că pensionarii vor trăi mai mult de un an. Foarte bine. Chiar dacă sunt oameni în vârstă, vor trebui să aibă o pensie sustenabilă pentru 2, 3, 4, 5 ani cât lor Dumnezeu. Ori în măsura în care nu reușești să realizezi resursele economice... Domnul Ferichiu, vă rog să vă uitați. Eu vă spun așa. Priviți liberal această problematică. Eu invoc opinia lui Năstase, care spune așa. Ori în măsura în care nu reușești să realizezi resursele economice necesare, să prelugi bani necesari pentru asigurarea acestor pensii, totul e mai curând o jucărie electorală și eu n-am fost niciodată de acord cu așa ceva. Unii au spus că am avut o abordare mai curând social-liberală. Eu cred că economia este cea care trebuie să-mi dea măsura tuturor lucrurilor. Merge economia, voi ia bani și pentru pensii. Și nu merge economia, nu am bani pentru pensii. Economia trebuie să meargă. Haideți să vă spun. Deci noi să venim și spuneți așa. Că există varianta faptului că nu avem condiționări de buget și ne putem împrumuta. Acum, niște economiști cunoscuți, da? Și aici vorbesc de conducerea BNR, vorbesc de Consiliul Economic Social, vorbesc de finanțatori internaționali, vin și spun așa. Nu stați puțin. În momentul în care majorați pensiile, da?
aruncați România în, în categoria junk. Adică, România adevărat, va fi... Eu vă spun ce spun ei. Unde și spune acum, chestia cum, asta? Cum spun? Spune BNR-ul acest lucru. Da, spune BNR-ul așa ceva. Vreți să vă caut să vă spun ce a declarat Isărășul Slășa? Deci, din punctul ăsta de vedere, să te împrumuți, da, pentru a majora pensiile, eu nu zic că n-ar fi o chestiune că dacă deci fă economia să producă. Dar în contextul fă economia în care să producă. Va crește, nu datoria publică, ci riscul. Nu știu foarte bine, asta este o falsă problemă. Hai să ne întoarcem la ceea ce contează. Suntem politicieni pentru ce? Ca românii în țară să ducă mai bine. Că este firmă, că este persoană fizică, că este pensionar. Eu nu sunt o persoană ipocrită. Nu, corect. Când s-a discutat legea pensiilor, eu sunt unul din acești... Ați votat legea pensiilor? Nu, am votat împotrivă și vă rog să verificați. Nu doar că am votat împotrivă. Personal. Când s-a întors legea pensiilor de la Curtea Constituțională, după ce a fost admisă contestația deputaților PNR... Domnule senator, puneți-vă la valiera, da, că v-ați agitat deci, și momentul, v-ați dat-o în jos. Momentul în care s-a întors la Curtea Constituțională cu obiecția admisă, Senatul României a respins-o. Legea pensiilor. Un senat al României dominat de PSD. Ea a fost. Verificați fișa de lucrări. Vă spun eu. Și Camera Deputaților a trecut-o. Deci eu, ca un senator responsabil, și la data respectivă, am spus că atâta vreme cât România nu poate majora pensiile cu 40%, nu pot vota pentru. Deci eu am fost o persoană consecventă. În momentul în care actualul guvern a făcut calculele și a spus atâta ne permite, am majorat cu 14%. Nu credeți că noi când am făcut bugetul pe 2020, propunerea de buget, pe 2019, noi ne gândeam că la final de an o să vină PNL-ul la guvernare. Nu vă gândeați că vine pandemia, că nu PNL-ul e de vină, hai să fim serios. Nu legați că nu, era nu are nicio implicație. Nu, sunt alte state care pompează miliarde de euro în economie. Dar trei guverne PSD, dacă era așa am floare. Am dat eu jos. Păi nu știu, PSD-ul nu făcea parte din PSD. N-a schimbat trei guverne. Mai e o singură problemă. Ați vorbit de podul de la Brăila. Da. Domnul Tudorovici și ministrul de finanțe știe foarte clar că în momentul în care se face repartiția bugetară pe capitole, da, există o serie de capitole, capitole bugetare unde trebuie să aloci bani. Unele dintre ele vor merge, altele nu vor merge. Și alocarea se face proporțional. Tu nu puteai să îndepărtezi anumite alocări bugetare. Deci haideți să vă spun un lucru. Ați spus că nu o să facem centura de la Bacău. A ieșit PSD-ul, că nu finanțăm centura de la Bacău. Cine a terminat-o? Da. Domnul Fenichiu. Cine a alocat? Nu Bodea a alocat ultimele resurse. Și au venit și au spus, guvernul PNL nu plătește lucrările, nu poate evolua procesul. Și aici ministrul... Domnul Fenichel, hai să facem altceva. Facem un pariu, uite aici, domnul Măstrie, că îi plac pariurile. Și aici ministrul a spus și așa, domnul de care e povestea. Dacă lucrările vor evolua... Domnul Fenichel, facem acum în soare. Lucian Bodea a spus, eu vă asigur că toate lucrările vor fi plătite. Facem așa? Dar Umbrărescu în momentul de față nu are nicio restanță. Eu sunt convins că dacă podul de la Brăila va evolua astăzi și vor emite facturi, eu vă spun că Orban va plăti. Facem o prinsoare amândoi astăzi, ziceați aici. Și ne punem funcțiile amândoi la bătaie de senatori. De dacă există o singură factură neachitată și nu la zi, cu întârziere în această țară, că e local, că e la nivel central investiția, pleacă din funcție. Dacă da, tot e luat zi, plec eu, dacă e vreo restanță plecă dumneavoastră? Nu, păi asta e aberant. Haideți să închei. Restanțul din aberant, dacă îmi spuneți dacă e vreo factură neachitată. Domnul Fenechiu, sunteți liberal. Păi poate fi o factură neachitată, sunteți Dumnezeu. Asta e o chestie pe care vede lumea de noi. Când ai un contract de rulare sigur, și constructorul spune clar și se respectă graficul și spune, am nevoie în acest an de 400 milioane de lei și nu-i pui, acel constructor se poate gândi să-ți reloce din activitate, să pleci, pentru că nu știe dacă domnul plătești. Domnul Teodorovici, îmi pare rău că n-am momentul de față execuția bugetară pe vremea când ne-ați dat Ministrul de Finanțe. Că vă arătam zeci de obiective, obiecte obiecte finanțabile, pentru că nu ați dat Teodorovici, vreau să personalizez puțin discuția. Nu vorbesc de economie, eu vorbesc de un principiu. Adică dumneavoastră îmi spuneți să puteți finanța tot ce era acolo? Dumneavoastră ați condus în administrație ceva? Eu n-am avut din partea pieței vreo restanță. Nu? Da, duceți-mi. Domnul, nu știu, când a venit guvernul Orban la putere, știu că concediile medicale nu erau plătite de ani de zile. Încă o dată. Domnule, ați venit cu cifre clare? Păi, dar au fost date cifrele. TVA-ul era restanță, nu știu câte vreme. Era guvernul PSD. De Al Capone, bugete duble. Domnule, aveți o
V-ați venit cu vreo cifră la dumneavoastră? Se referea. Eu nu am folosit acest lucru. Dar era o restanță mare. Era o restanță mare la TVA, era o restanță la concediile medicale. Domnul Câțu, la toate acuzele pe care le-a făcut, a venit cu cifre clare, public, să le prezinte? El a prezentat niște cifre. E o problemă între voi. Poveste liberală. De vreo 15 minute a făcut apologia investițiilor de parcă sunteți liberal. Dumneavoastră sunteți senator. Ați avut... Nu, sunt la bază, pentru așa că... Și ați fost și ministrul de finanțe și acum vorbiți să împarți. Da, dumneavoastră, senatorul Eugen Teodorovici, ați păstorit vreo investiție? Pentru că fiecare parlamentar trebuie în județul lui. Dumneavoastră sunteți la Tulcea, nu? Sunteți senator? Sunt senator de Tulcea și acolo... Ați făcut ceva pentru județul Tulcea, asta de exemplu? Asta spuneam puțin mai devreme când un punct a intrat în emisiune. Și podul la Brăila. De la Tulcea este podul, pentru că inițiativa... Asta e proiectul noastră, vă puteți asuma. Este podul de la Tulcea, de ce de la Tulcea, spun eu? Pentru că cel care a venit la București cu această propunere de finanțare a fost domnul președinte Teodorescu, de la Tulcea, care a venit, eu vă arăt și documentele, dacă vreți, vi-o trimit mâine, sau astăzi vi-o trimit copie după el. Domnul Teodorescu a venit la București cu această solicitare de finanțare a acestui mare obiectiv de la Tulcea, acest pod peste Dunăre, Tulcea, Brăila. Mai mult, cu întregul acel IT, faimos pe care și măsă l-ați criticat, din păcate, în emisiune, acel concept integrat de investiții de 1.200.000.000 de euro. Și s-a făcut ceva domnul cu IT-ul ăsta? S-a implementat ceva de 4 ani? A spus, domnul Teodorovici, rog, analizează și punct de vedere. Și eu am fost cel care a susținut acea finanțare din poziția de ministru al fondurilor europene la acea vreme și de ulterior de ministru de finanțe pentru a asigura de la buget acele resurse financiare. Eu l-aș suna pe domnul Tudose, că știu că dânsul își revendică paternitatea podului. Acum înțeleg că l-a făcut Teodorescu, Teodorovici, Ponta, Tudose. Eu vă arăt cu documente totdeauna. Eu sunt în administrație. Dacă întrebați lumea pe stradă, vă spune că e Tudose. Eu vin cu documente. E senator de Tulcea, ăsta e la Brăila, domnul Tudose. Păi da, dar podul e pe la Brăila. Dar Tudose a semnat obiectivul de investiții. Așa este, da, era ministru de nu mă interesează cine face, ideea să-l facă. Absolut. Puneți bani pentru acel pod. Îl face Orban, vă spun. Puneți pod pentru acel pod. Orban, nu faceți probleme. Când mergeți în la... În viitorii 4 ani o să fie gata. Deci, din programul ăla de 1 miliard, cât s-a descărcat în Delta Dunării? S-au tras bani? S-au făcut s-au investiții? S-au tras bani, din păcate, blocaje sunt în acest an pentru partea de finanțare. Podul în sine, din întregul de 1.200.000, cam 500 de milioane de euro se duc pentru partea de pod, drumul expres de la Brăila, Tulcea, Constanța. Partea de port la Tulcea, Faleza, extinderea Falezei, spitalul județean, aeroportul din Tulcea, adică sunt obiective foarte mari, plus că sunt și afacerile mici pentru pescari, pentru cei care sunt în întregul județ Tulcea, nu doar în, să zic așa, în Baltă, cum se spune în Tulcea, deci în partea de Delta Dunării. Deci e un obiectiv foarte bun pe care noi acum l-am și extins tot la Senat, o să avem mâine la Senat, uitați-vă că mi-ați lăsat acum aminte, mâine la plenul Senatului va fi o prelungire a acestui concept de la Tulcea și pentru următoarea perioadă de finanțare și am adăugat două chestiuni noi. Covazna Harghita și Valea Jiului. Pe același principiu de finanțare cum este astăzi la Tulcea. Este deci făcut în zone defavorizate sau în zone unde toată Valea Jiului, să faci investiții Covazna Harghita masivă de bani. Și Tulcea continuă acest să zic așa, concept nou la nivel european. Da, pe ecran colegii au pus niște sondaje, de fapt e sondaje Europa FM, da, ultimul sondaj, IMAS pentru Europa FM. Bun, cei de la IMAS și Europa FM au dat o felul de gherle în fosta campanie pentru europarlamentare, dar chiar și la prezidențiale. Vedem un USR Plus la 18%, în creștere, un PSD la 20%, 21,8%, și PNL, care a mai scăzut, este la un 33,6%. Domnul Fenechiu, cum zicea premierul Orban aseară aici la Dosar de Politician, sunteți condamnați să guvernați cu acești domni de la USR Plus, pare că. Nu? Va exista o matematică a votului. După numărătoarea voturilor vom vedea exact care este configurația. Partidul Național Liberal și-a asumat guvernarea și cu siguranță și-o va asuma în continuare. La începutul anului aveați 46%. Bun că aveați și beneficiu că a câștigat Iohannis în fanfara legele. Ați plecat de la un 46%, sunteți la un 33%. Nu pare că e bine. Așa, păi precedentul sondaj de luna trecută era 33,4. Deci există o creștere de 0,2 din câte constat în povestea asta. Sondajul este făcut înaintea dezbaterii
votării de astăzi a moțiunii de cenzură. Eu cred că Partidul Național Liberal este într-o ușoară creștere, cred eu. Pe de altă parte, cred că în curând vor începe să se vadă efectele măsurilor atât în materie sanitară cât și în materie economică luate de guvernul PNL. Credem că deschiderea școlilor va fi un succes, în ciuda tuturor criticilor și tuturor îndoielilor. Dar aveți iar dacă lucru, sigur că da, sunt o de sigur că da. Măsurile sanitare sunt deja aprobate. Dar eu părinte, îmi duc copilul la școală, pot să fiu sigur că se bolnăvește? Haideți în românește. Nu pot discuta românește despre niște măsuri în București, unde există da, niște exemplu, condiții. Rural, urban. Păi în rural sunt trei măsuri de fiecare în rural sunt mai multe probleme cum datorită părinții faptului se asigură că deci copiii la școală mergând în rural nu sunt mai multe probleme pentru că Orban n-a avut timp în 9 luni de zile să facă toalete în școlile care în 30 de ani au rămas cu toalete. Păi acolo unde nu ai toalete, ai o primă problemă de igienă, pentru că neavând toalete o ia pe în școală. S-au luat măsuri, ba da, s-au luat măsuri. În 9 luni nu. Dar PSD-ul n-a reușit în vreo 30 de ani, adică sunt și comune PSD-iste care sunt conduse de 30 de ani. Mai avem câteva minute, de același primar, da? Domnul Teodorovici, să profităm de prezența dânsului, că apare destul de rar. Spuneați că sunteți cenzurat mediatic, deci 20% este nu, credibil. Nu puteți convinge că nu sunt cenzurat dacă mă păi nu, la începutul emisiunii a spus că nu prea... Spun. Și dumneavoastră mă puteți convinge în continuare, să mă invitându-mă la dumneavoastră la emisiune, că nu sunt cenzurat. Da, scorul la sondaj, dacă da veneați atât de des când erați ministru de finanțe, poate găseam o formulă. Ha, da, se compensează. 20% pentru PSD e cel mai mic scor, nu, e mai este... puțin decât la europarlamentar. E credibil sau e... Trebuie să recunosc, repet, nu-mi convine această situație în care se află astăzi Partidul Social Democrat. Aveți o nouă conducere, aveți un nou suflu, sunt strategi, sunt oameni învățați. Se pare că strategia nu este poate cea mai dar care ar fi eficientă strategia bună? Oamenii cred că vor să vadă așa în liderii pe care îi aleg fermitate, da, asumare, cuvânt respectat, măsuri care trec și produc efectele pe care le-ai promis populației. Adică, din păcate, astăzi PSD-ul e, văd și eu la un astfel de sondaj, la un scor care e clar, un scor rușinos pentru PSD. Da, a mai fost la 18%, dar și-a revenit PSD. Astăzi, dacă moțiune de cenzură va fi trecută cât mai curând de Parlament. Mulțumesc pentru prezență, domnule Teodorovici, în prima parte. Mulțumesc. Rămânem cu domnul Fenichiu, discutăm despre alegerile locale, discutăm despre războiul ăsta dintre PNL și USR, care se desfășoară în special în teritoriu. La București pare că e pace, dar în provincie este bătaie mare.